Una, două, trei. Ah, bun găsit la o nouă ediție Discuții de Budoar, doar aici la Human TV. Eu sunt Flavia Apostol și acum puteți să mă numiți Hagi Tudose. Număr banii tot timpul și o să fac asta și pe durata emisiunii, pentru că atingem astăzi un subiect extrem de delicat, chiar puțin tabu, nu prea se discută. Și dacă se discută, se face cu oarecare ipocrizie. Vorbim despre importanța banilor într-o relație. Cum împărțim veniturile alături de partenerul nostru? Atunci când ne îndrăgostim, contează și aspectul financiar, adică ținem cont de câți bani are el pe card sau pur și simplu ne lăsăm așa în voia pasiunii și a dragostei și nu mai ținem cont de absolut nimic? Păi, o să dăm cărțile pe față, o să spunem totul cum gândesc femeile, cum gândesc bărbații și o să vedeți chiar și de ce este posibil ca la prima întâlnire cu un bărbat să ne lase să achităm noi nota. Multe lucruri o să aflați într-o ediție incendiară, Discuții de Budoar, doar aici, la Human TV, care începe imediat după generic. Începem în forță, eu deja îmi fac monetarul, vreau să văd câți bani mai am până la leafă. Am de 10 lei, am de 100 de lei, oarecum o stai și partenerul meu de cuplu cu venitul? El o avea? Dar de ce mă interesează pe mine asta? N-ar trebui să mă rezum strict la ceea ce câștig eu și la banii din portofelul personal? Despre asta discutăm, despre cum ne împărțim banii într-o relație, cât de importanți sunt ei în consolidarea și în menținerea relației de cuplu. Pentru asta am invitat-o astăzi alături de mine pe Liliana Hagi, consilieră psihologic și psihoterapeut. Bună, Liliana, și îți mulțumesc din suflet pentru că mi-ai acceptat invitația. Și eu îți mulțumesc, Flavia. Astăzi sunt foarte pragmatică, calculată, ai văzut încă de la început, eu am început să-mi număr banii, să văd cât mai am, să-mi drămuiesc, să văd și cum eu fac la fel, să știi. Și tu faci la fel. Bun, deci ne-am pus de acord încă de la început. Vreau și eu să aflu cât de important, cât contează banii, aspectul material, pecuniar, într-o relație. Adică dacă eu am cunoscut un băiat, da, și ajungem să ieșim de mai multe ori, contează partea materială în formarea relației noastre de cuplu, în fericirea noastră? Da. E un subiect pe cât de vast, pe atât de incitant, bănuiesc, pentru toate fetele și băieții care ne privesc acum și un pic de clarificare din punct de vedere al psihologiei evoluționiste, este noul trend în psihologie, nu ne-ar strica. Pentru că, deși nu suntem întotdeauna conștienți, deși nu întotdeauna recunoaștem, deși ne ascundem după deget, banii sunt importanți. Și nu doar banii, ci toate resursele pe care le are partenerul nostru. Și că se zice că banii nu aduc fericire, așa este acea vorbă veche din popor, banii nu aduc fericire. Sigur, dacă privim banii ca pe un scop în sine, acumularea banilor sau faptul că te simți mai important atunci când ai bani, poate că, într-adevăr, nu ei sunt cei importanți în a genera fericire. Însă, dacă privim banii ca o resursă, ca o sursă de posibilități pe care o avem atunci când îi avem, într-o cantitate mai mare sau mai mică, atunci lucrul ăsta face diferența între stilul de viață pe care îl pot avea când am bani și stilul de viață pe care îl am când banii îmi lipsesc sau poate cei pe care am mi-ajung pentru strict nevoile de bază. Psihologia evoluționistă explică modul în care evoluăm noi pe trei principii. Primul principiu este care este scopul principal al creierului nostru mamifer? Pentru că noi avem trei creiere, nu o să intru acum în detalii, dar cert este că în continuare, deși avem cortex, noi oamenii, avem și creierul de mamifer. El este interesat de trei lucruri mari și late. Supraviețuire, da. Și asta ține de ce mâncăm, dacă avem un acoperiș strictul confortabil. Necesar. Strictul necesar, însă acest strict poate varia, cineva se mulțumește cu asta în chirie, cineva își dorește o casă la munte, da. Cineva dorește să se mute în Florida. Fiecare are niște targeturi din acest punct de vedere. Al doilea criteriu după care funcționează creierul nostru mamifer este reproducerea. Cu alte cuvinte, fiecare dintre noi vrea să-și transmite genele mai departe. Ăsta este scopul principal al creierului.
Motiv pentru care alegerea partenerului nostru devine foarte importantă. Pentru adică că ne gândim la procreere? Ne gândim la procreere. Nu întotdeauna suntem conștienți și oamenii care declară că nu-și doresc copii, genele lor, de fapt, vor să se replice. Ăsta este obiectivul lor principal. Al treilea principiu după care funcționează creierul nostru mamifer este ierarhia. Și aici banii devin importanți, pentru că cu cât avem un statut mai înalt în ierarhie, cu atât posibilitățile noastre de supraviețuire și reproducere devin mai mari. De aceea, femeile, pentru că vor deveni la un moment dat mămici, automat scanează, fără să-și dea seama, poate nu recunosc față de ele însele, potențialul bărbatului. Pentru că ele își doresc, pentru puii lor, șansele cele mai mari, șanse competitive. Gândiți-vă la un simplu exemplu. Un copil care merge la o școală de stat și un copil care merge la o școală privată. Care este calitatea, diferența calitativă între cele două sisteme de educație? Da. Cred că toată lumea știe. Ar hrăni cu fasole și ar hrăni cu sushi. Cu sushi, da. Cu mango, cu da. Avocado. Da. Absolut. Deci, practic, nu este greșit dacă, iată, eu mi-am făcut calculul la început asupra venitului meu personal și așa, într-o doară, pentru o clipită, m-am gândit și câți bani are partenerul meu. Dar, Flavia, să știi că orice femeie își alege un bărbat cu un statut cel puțin similar cu al ei. Foarte rare sunt cazurile în care o femeie o să-și aleagă un bărbat. Eu am studii superioare, da? E foarte puțin probabil să-mi aleg un bărbat care nu are nici liceu terminat. Cu școala profesională vine. Poate că are o altă calitate, poate că face parte din valori, sistemul meu de valori, poate că lucrează în construcții, dar are o casă foarte frumoasă. Acela poate să fie elementul definitoriu în a alege pe el față de alții care stau la coadă. Bun, dar să presupunem că eu m-am îndrăgostit așa, nu mai pot, sunt năucită, nu mai contează, mă limitez la ce am eu. O să-ți treacă. Mai devreme sau mai târziu. Să întreb, rezistă relația cu acel bărbat care trage așa mâța de coadă? În cazul în care va rezista, nu va fi una de calitate, dar nu va rezista. În cele mai multe cazuri, unul din cei doi se va retrage. Pentru că nu există această egalitate de șanse. La un moment dat o să-ți permiți să mergi într-un restaurant de 5 stele, iar el își va permite să meargă să mănânce o șaurma. Da, poate că clar sunt că prea ca femeie, îmi doresc ca bărbatul absolut. Meu să poată, nu, să mă invite la o cină. Iar la bărbați este la fel. Și ei caută partenere pe un rang similar. Deci și la și ei este caută. Aceeași. Da. Că zice, domne, femeile sunt interesate, toate se uită numai la banii din cont. Ăsta este un alt subiect, probabil îl vom discuta într-o altă emisiune, ce mesaje ne transmite media, dar nu, în primul rând trebuie să recunoaștem față de noi înșine, femeile, că noi ne căutăm bărbați care să ne asigure șanse mai mari puiilor noștri, pe care îi vom avea mai târziu. Orice femeie își dorește copii. Bun, deci nu, dacă nu suntem de condamnat, înțeleg nu, eu, categoric dacă ne nu. Simțim mai atrase de un bărbat cu putere financiară. Nu putem să ne condamnăm creierele. Așa au fost ele programate și evoluția a selectat anume aceste gene ca să selectăm din acest punct de vedere partenerul și așa genele s-au transmis. Pentru că atunci când o femeie, să zicem că și-a ales un bărbat care nu avea potențialul de supraviețuire necesar, puii lor au murit, motiv pentru care genele nu s-au transmis mai departe. Da. Dar acum invers, să presupunem că eu am un trai, să zicem, modest, da, mediu, și mă îndrăgostesc de un bărbat cu foarte mulți bani. El are potență financiară. Mm-hmm. Aici relația noastră este supusă eșecului la fel ca în cazul precedent? Păi cred că avem în media ceva cazuri în care lucrul acesta s-a întâmplat. Pentru un bărbat care are resurse foarte multe, este un bărbat bogat, este mai puțin important cât câștigă femeia, pentru că el deja asigură ce este nevoie din punct de vedere financiar, însă sunt importante alte criterii. Simetria facială, de exemplu, sau raportul talie-șold. Sigur, lucrurile astea iarăși se întâmplă inconștient. Femeile blonde sunt mai mult preferate de bărbați pentru că, genetic vorbind, ele vorbesc despre o fertilitate mai bună față de femeile
care au alte culoare la, la păr. Da? Asta vorbesc, da, ne vorbesc studiile antropologice și evoluționiste. De ce anume bărbații, de exemplu, preferă femei blonde? Dar nu vreau să mă depărtez de subiect. Cert este că există niște criterii ale, ale acestui creier mamifer de care noi încă nu cunoaștem, că încă nu citim, școala nu ne oferă cumva această informație. Însă, la nivel intuitiv sau la nivelul mecanismelor noastre, lucrurile acestea funcționează. Bărbații, cu alte cuvinte, aleg un anumit tip de femei. Femeile își aleg un anumit tip de bărbați. Deci, de asta, practic, femeile ar fi mai inclinate către, să zicem, partea materială, către ce poate să-i ofere partenerul, ce potențial are el, iar bărbații mai mult sunt, observă aspectul fizic, cum arată. Sigur că ține și de reputație. Vedeți cazul Diana, prințesa Diana. Deși ea nu a fost dintr-o familie nobilă, la un moment dat a fost exclusă într-un fel sau altul. Da. Sigur că dacă vorbim la nivel înalt, un bărbat cu un anumit statut sau cu o anumită reputație își va căuta o femeie pe măsură. Este pueril sau naiv să ne gândim că la povestea cenușăresei, care este un mit. Este foarte puțin probabil, decât dacă acea femeie are într-adevăr niște calități deosebite. E foarte specială și calitățile ei o vor face specială în ce privește șansele lor de a-și transmite genele mai departe din punct de vedere evoluționist. Acum, să presupunem că mergem să ne întâlnim cu un bărbat. Da? Nu ne place de el, discutăm, purtăm o discuție, conversăm. Bunele maniere spun, și am discutat noi aici la un moment dat, la un moment dat, că, mod normal, când vine nota de plată, bărbatul achită, că el a lansat invitația. Acesta este un setting cultural. Da. Bun, acum, să zicem că vine nota de plată, am fost la un suc, iar când ospătarul aduce nota, noi împărțim frățește. Adică tu 10 lei, eu 10 lei. Acum eu nu pot să cred că un bărbat care este în oraș nu are în pormoneu 10 lei ca să scoată să-i achite și partenerei și iată să respecte această cutumă. Dar totuși el spune, uite, 10 lei, împărțim așa, ia tu 10 lei că uite am și eu aici, iau și dau și eu și aia este. Ce spune asta despre gândirea lui? În ultimul timp această cutumă a început să capete alte note, în sensul de această plătimne, această nouă formă de a relaționa, plătim nemțește, pentru că într-adevăr bărbatul a căpătat acest mecanism de apărare și este un mod de a selecta, de a se proteja dacă femeia este interesată doar de banii lui. Pentru că aici noi ca societate nu cred că înțelegem încă foarte bine acest mecanism de selecție a partenerului. Într-adevăr, în acel moment bărbatul se simte pe un statut masculin, pentru că el e cel care o protejează, oferă. Asta este, face parte din natura lui. Da. De asta se spune. Ești bărbat, de-aia. Exact, și cred că orice femeie, oricât de puternică ar fi ea, se simte foarte bine în momentul în care e protejată. Absolut. Și cei mai mulți bărbați au o mare plăcere să plătească când în situația în care le place femeia cu care s-au întâlnit. Un astfel de gest poate fi interpretat, cred eu, în două feluri. Fie bărbații și-au luat mai multe țepe și cumva devine un criteriu de selecție. Să vadă oare fata aceasta, dacă nu plătesc pentru ea, se mai întâlnește cu mine? Pentru că i s-a întâmplat de foarte multe ori să plătească, dar fetele respective n-au mai răspuns la telefon sau n-au fost serioase în angajamentul pe care l-au declarat și atunci ei s-au simțit folosiți. 10 lei consumați pe suc? Da. Fie bărbatul acela are o anumită dificultate în a-și exprima masculinitatea. Deja se vorbește că femeile au început să câștige la fel ca bărbații sau chiar mai mult. Și atunci a devenit așa un fel de egalitate de sexe și de șanse ca să plătim la fel. Însă, în acel moment poate să fie cumva și un indicator al faptului că bărbatul n-a plăcut-o suficient de mult pe acea femeie și atunci nu-și asumă. Da. Sau nu-și ia un angajament față de ea.
de obicei nici nu mai sună sau nu mai ține legătura cu ea. Deci pentru femeie ar putea să acest gest să aibă două interpretări. Fie el și-a luat mai multe țepe, cum ar spune cineva din popor, și se protejează și acesta a devenit un element de selecție, un criteriu de selecție, fie celălalt în care efectiv vrea să se asigure că a fost doar o amiciție, da, că nu merge mai departe și rămâne cumva la stadiul actual. Nu a plăcut-o pe acea femeie. Bun. Cum facem noi când deja am trecut de prima întâlnire, presupunem că a plătit el sau dacă n-a plătit el, noi am trecut peste și tot în situația asta, o singură paranteză mai vreau să fac, este bine să discutăm încă dinainte. Pentru că una e să merg la un suc de 10 lei, alta este să merg la o cină. Și într-adevăr, de obicei cel care invită, în cultura noastră se angajează cumva să plătească masa respectivă. Uite, asta dar acum poate să discut, eu aș încuraja puțin fetele. Cum poți să abordezi această foarte parte? Direct, exact cum sună. Uite, mergem acolo, mergem la cină, în situația asta cum o să facem cu bugetul? Adică eu pot să zic așa ceva? E o dovadă de curaj dacă ai spune, dacă ai aborda-o, însă depinde în ce etapă a ajuns relația. Poate nu din prima întâlnire. Să zicem că după două zile, după două întâlniri, mergem la munte. Da? Deci nu mai vorbim de un suc sau o apă plată. Da? Atunci discuția se poate deschide la munte, da? Unde bănesc eu cazare, e o masă, e un drum. Na, absolut, sunt niște cheltuieli. Da. Oricât de, nu știu, poate pare meschină discuția asta, dar sunt lucruri de care ne lovim. Fie că vrem noi să le acceptăm sau să le recunoaștem sau nu, ne lovim de ele până la urmă. Și el zice, vrei să mergem vineri, să plecăm vineri la schi, la munte? Cum pun eu o problemă în acest caz? Păi, discuția poate să fie foarte naturală. Uite, dacă mergem la munte, de obicei o excursie la munte necesită un buget de X lei, de 1000 de lei, să spunem. Da. Pentru că trebuie să ne plătim drumul, să vedem cu ce mergem, mergem cu trenul, mergem cu mașina mea, cu mașina ta, cum mergem, cu avionul, fiecare alege un mijloc de transport. Unde ne cazăm, hotelul, cât costă camera sau cum. Discuțiile astea pur și simplu pot avea loc în momentul în care s-a făcut această propunere. Și atunci femeia, tânăra domnișoară, poate să se clarifice foarte repede dacă este o situație pe care ea și-o asumă. Deci este mai bine să atingem aceste subiecte în discuție decât să ne lăsăm așa, vedem ce s-o întâmpla. Dacă lăsăm la voia întâmplării, atunci ne asumăm riscul ca orice să se poată întâmpla. Un moment destul de neplăcut poate fi în care eu poate nu am suficienți bani, mergem acolo și el propune să plătim separat, iar eu nu am banii respectivi. Dar pentru mă pot simți foarte jenată. De cum o vede bărbatul, da? Mă gândesc acum la psihologia masculină. În momentul în care ei au ieșit undeva în oraș, cum e mai bine ca femeia să tacă din gură și să nu se ofere să plătească și să-l lase pe el să facă să achite nota? Sau să facă și ea măcar un gest de a se scormoni prin geantă, eventual chiar să plătească? Aici fiecare cumva decide pentru el. E un lucru legat de valorile personale. Însă dacă eu mă poziționez pe o relație egală față de tine, bărbatul, atunci este normal să cel puțin să schițez gestul sau să am chiar realmente dorința de a achita nota de plată. Însă, cred că lucrul ăsta trebuie să fie foarte fair. Dacă eu, femeia, te-am plăcut pe tine, bărbatul, și tu vrei să achiți pentru mine, pot să te las, să te simți bine din acest punct de vedere. Însă, dacă eu nu știu dacă o să mă mai întâlnesc cu tine, pot să plătesc, pentru că în felul ăsta mi-asum eu și eu ieșit un oraș. Nu este ca și cum eu ies în oraș, că tu m-ai admirat și pentru asta trebuie să plătești. Nu este echitabil. Mă gândesc că nu ne poziționează pe noi femeile pe un statut de decență. Acum, când începem o relație, eu cred că ar trebui să fim împreună și la bine și la rău. Și când unul se cade și se lovește la genunchi, absolut, și când unul își rupe mână. Aceasta este expresia unui parteneriat. Exact. În parteneriat, fie că suntem căsătoriți, legal, nelegal, concubini sau ce suntem. Acum, eu, dacă să presupunem, am o situație, situația mea medie, da?
iar el are o situație financiară precară, începe, nu știu, își pierde serviciul, pierde o sumă. Traversează un moment dificil din acest punct de vedere. E clar că lucrurile astea se vor simți în relație. Cum îl ajut? Cum trecem peste acest moment? Pentru că este clar că el nu o să-și mai permită același trai. Adică dacă ieșeam în fiecare seară la restaurant, este clar că nu o să ne mai permitem să ieșim în fiecare seară la restaurant. Doar dacă suplinesc eu și venitul lui. Poate nu. Într-un fel, ai și răspuns cumva la întrebarea pe care mi-ai adresat-o. Este foarte important să rămânem unul alături de celălalt. Dacă relația este una solidă, dacă este una bine așezată și noi suntem de ceva timp împreună, ne-am dat seama că suntem compatibili și mergem pe acest drum, iar ție, bărbatul, ți s-a întâmplat această perioadă grea, atunci ca femeie este absolut normal să te sprijin pe tine, bărbat, în această situație. Acum, dacă această situație generează un fel de comoditate în bărbat și el se lasă pe ureche că lasă că ea aduce banii, atunci femeia își poate pune niște întrebări și de obicei și le pune mai devreme sau mai târziu, dacă este dispusă să rămână în continuare în această relație, nu la modul că o rupe imediat, ci cel puțin să aibă o discuție despre inconveniența acestei situații. Dacă noi avem un partener și îl vedem că e cam leneș, așa, pregetă în a aborda o nouă activitate, în a lucra, în a avea un venit. Și totuși credem noi că ar fi cazul să-l urnim așa din loc. Dar ne teamă să aducem subiectul acesta în discuție, pentru că poate este și o fire mai recalcitrantă, mă gândesc. Și atunci nu o să reacționeze foarte ușor când noi zicem, știi, ar cam trebui să mai faci și mie un cadou din când măcar de ziua mea iam și mie o bluză și tu nu faci nimic, adică împărțim frățește totul. Cum aducem în discuție această temă? În primul rând, este bine ca femeia să se clarifice pentru ea însăși ce o ține în această relație, care sunt calitățile pe care le apreciază la bărbatul respectiv și să evalueze corect natura acestei comodități. Ce se întâmplă de fapt? Cu ce se confruntă acest bărbat? Poate traversează o situație depresivă, poate este foarte stresat de un anumit proiect de viață, poate cineva din familie este bolnav. E nevoie, prin niște discuții foarte deschise, să investigheze puțin natura situației. Dacă niciuna din acestea nu o regăsește și bărbatul efectiv este într-o situație în care se complace cu ceea ce este, atunci e nevoie clar aceste lucruri să fie comunicate și luate niște decizii. Deci oricât de, să zicem, ar părea aceste discuții de meschine, pentru că, na, mi se pare jenant oarecum când se au... Știi că de la bani se strică totul, se strică și prietenii, se zice că atunci când îi împrumuți banii unui prieten, pierzi și prietenul și banii. Asta pentru că nu stabilim regulile din start. Ce facem dacă iubitul ne cere banii? Da, e destul de delicat să faci asta, pentru că e nevoie să te asiguri că banii aceia vor veni înapoi. Și nu prea sigur că... Da, există de obicei niște indicatori de dinainte care îți spune că omul se ține de obicei de cuvânt, își ține un angajament când l-a făcut și trebuie să aibă un plan de backup. Dacă stabilim că eu, femeia, te împrumut pe tine, bărbatul, cu 1000 de lei, să spunem, e nevoie eu să știu care este planul tău de returnare a acestor bani și în cât timp mi-i vei returna. Să stabilim clar un termen. Chiar dacă este unul mai aproape, mai îndepărtat sau mai apropiat. Eu sunt adult, nu? Îmi asum cumva responsabilitatea pentru ce mi se întâmplă. Și atunci este foarte sănătos și fair să mă asigur că gestul pe care îl fac este unul care este înțelept până la urmă. Putem discuta într-o relație de cât câștigă fiecare? Sau este poate o îndrăzneală să aducem, să deschidem? Bine, depinde de momentul în care ridicăm această... Avem câteva luni de relație. E deja suficient ca să deschidem acest subiect. Deci se pot deschide aceste... Nu sunt subiecte tabu. Nu sunt subiecte tabu. Cât câștigă un partener, nu e... Este o situație realistă. E nevoie să ne plătim facturile, e nevoie, avem cheltuieli,
E foarte sănătos să facem acest lucru. Sigur, depinde cumva și de natura relației noastre. La început lucrurile sunt foarte romantice și acest subiect nu este unul de importanță majoră. Însă la un moment dat, când mai revenim puțin cu picioarele din norii plutind, ne interesează cum stăm la acest aspect. Dar de obicei o și facem inconștient, evaluăm cam cât câștigă persoana respectivă, pentru că ne dăm seama cum este îmbrăcat, în ce apartament locuiește, cu ce mașină circulă, ce tip de serviciu are. Este foarte simplu să avem această discuție. Uite, eu lucrez X, salariul meu este Y, tu cum te descurci cu banii? Putem ca femei să avem foarte naturale aceste discuții, fără să-l punem pe celălalt într-o situație că îl verificăm. Ci chiar noi putem să punem pe tavă prima informație despre cât câștigăm, ca să deschidem acest subiect, să fie o ușă naturală. Mă deschid eu, da. Și practic este o invitație. Fără a fi un interviu de ca la poliție în care trebuie să știu cât câștig. Ia zi, clar, acum, astăzi cât ai în casa, da? Dar luna trecută stai cam prost. Acum, dacă eu sunt cea care traversează o perioadă proastă din punct de vedere financiar, nu-mi iese nimic, sunt dată peste cap cu toate finanțele. Pot eu, dacă am deja o relație de ceva timp, da, să zic 2 luni, 3 luni, nu vorbim de ani, vorbim, suntem încă la stadiul încă de la început. Luni, pot eu să-i cer ajutorul? De obicei, el va sesiza că te confrunți cu o perioadă dificilă din acest punct de vedere. Chiar e foarte frumos să și discute persoana care traversează perioada, să spună despre ceea ce se întâmplă. Însă aici este iarăși un subiect delicat, pentru că celălalt poate într-adevăr percepe că faci acest apropo ca să primești un anumit beneficiu financiar, după care cine știe. Eu aș recomanda ca înainte de a apela la partenerul cu care încă suntem la început și nu știm, primele 3 luni sunt destul de irelevante pentru cum va evolua cuplul respectiv. Mai întâi să accesez alte surse, sunt părinți, sunt prieteni, colegi cu care am mai avut astfel de tranzacții, împrumuturi, și după aceea să, dacă chiar nu se poate și simt că celălalt are o anumită disponibilitate, pot să solicit acest ajutor, dar tot așa stabilit din start dacă care va fi perioada de împrumut și cum anume mă aștept eu să o returnez. Pentru că, din păcate, la noi în România salariile sunt atât de mici încât nu prea reușim să punem bani deoparte. Și atunci, cel care împrumută sau cel care căruia îi se solicită un împrumut trebuie să aibă un plan, da, un plan cum anume ai de gând să returnezi acești bani. Acum, vreau să vedem punctual. Poate lipsa banilor să ducă la deteriorarea unei relații? Categoric. De fapt, asta o și arată statisticile divorțului, că foarte multe relații se destramă datorită acestei zone a banilor. Fie că nu se discută suficient, fie că partenerii nu-și comunică așteptările, fie că nu-și gestionează corect banii, fie că, deși relația are 3 ani, încă stau cu banii separat și nu știe fiecare cât câștigă celălalt. Este o sursă foarte puternică de conflictualitate, pentru că este vorba de resurse. Are legătură iubirea până la urmă cu aspectul financiar? Dacă privim iubirea doar ca un moment romantic în care eu mă gândesc la tine, bărbatule, că te visez noaptea și scriu poezii și sunt așa într-o anumită stare de conștiință modificată, cum ar spune, vorbind în limbajul de specialitate, atunci poate nu are legătură cu banii, însă la un moment dat orice relație coboară pe pământ și își gestionează resursele, pentru că oriunde am locuit pe lumea asta, avem nevoie de niște resurse. Poate nu întotdeauna ele sunt exprimate în termeni financiari, dar fiecare vine cu resurse în relație.
Iar dincolo de partea emoțională, de atracția și de natură sexuală și de natura prieteniei, există acest element pragmatic al vieții, că e nevoie să ne plătim facturile, e nevoie să facem investiții, e nevoie să ne multiplicăm poate resursele sau să luăm decizii financiare care mai târziu se vor dovedi a fi niște investiții bune sau niște pierderi. Da, și până la urmă cu tot, cred că orice femeie se gândește în momentul în care începe o relație, la ce o așteaptă în viitor, unde va merge, spre ce se va îndrepta acea relație, și atunci mi se pare o doză de ipocrizie să zici că banii nu contează, că nu ne uităm la ce mașină conduce, la cum se îmbracă și că ne este indiferent dacă vine în șoșoni sau în bocanci de firmă. Da. Sau că nu contează pentru noi dacă luăm prânzul la fast food sau la un restaurant elegant. Deci mi se pare asta o ipocrizie. Bineînțeles, sigur că putem să fim creativi și cu resurse foarte puține să avem niște experiențe frumoase. Dar când este vorba de decizii în viață, de a cumpăra o casă, de a face o nuntă, de a face un copil, tot timpul se pune problema resurselor. Îmi permit acest lucru și atunci nu pot să separ acest subiect de iubirea noastră. Pentru că face parte. Da, așa este și, oricum, e clar că acum mă gândesc eu sigur că mulți bărbați o să zică, domne, ce discută, ce au discutat aici. Dar eu zic că orice femeie se va simți mult mai fericită, nu zic eu, dacă în loc de un deodorant antiperspirant va primi cadou, să zicem, un Chanel 5, adică mă gândesc că parcă e frumos, nu? Normal că îi aduce un zâmbet pe buze. Și atunci, uite așa, și relația se construiește mai frumos până la urmă. Sigur, asta dacă în acea relație sunt elementele date de compatibilitate, avem aceleași valori. Da, da. Asta clar nu am exclus nici partea da, asta. Da. Ileana, îți mulțumesc din suflet pentru prezența la Woman TV și îți lansez încă de pe acum o nouă invitație, pentru că mi-a plăcut tare mult cum am discutat, mi-a plăcut francheza de care ai dat dovadă și aș vrea să mai abordăm și alte subiecte. Cu mare plăcere și așteptăm cititorii și cei care ne văd să ne trimită întrebările exact, și părerile. Și întrebările și părerile lor, atât în formularul de comentarii de sub emisiune, cât și pe pagina noastră de Facebook. Pe Liliana, unde te pot găsi cei care ne-au urmărit? Am un site arterapie.ro cu 2 de T sau dacă dați pe internet Liliana Hagi, psiholog, sigur sunt undeva pe site-urile de promovare a cabinetelor de psihologie. Dar pe arterapie au acolo toate, da, datele, de toate datele de contact. Perfect, îți mulțumesc din suflet și te mai aștept la Woman TV, așa cum am zis. Vă mulțumesc și vouă pentru prezență. Eu mi-am terminat de alcătuit aici monetarul în emisiune. Știu exact cât am eu, de cât dispun. Și, evident, acum aștept ca și partenerul meu să nu se lase mai prejos. Pentru că ați văzut, chiar dacă banii poate nu aduc așa fericirea pe tavă, ne ajută totuși și să o construim. Este o realitate și cred că ar trebui să renunțăm la ipocrizia de a nu recunoaște acest fapt. Până data viitoare, eu sunt Flavia Apostol și vă pup cu mare drag!